Bună ziua, bun găsit între prieteni. Dacă o să am un băiat, vreau să-l fac fotbalist. Dacă o să am o fată, vreau să o fac doctoriță. De câte ori nu ați auzit sau ați spus asta? Din nevoia de a excela, părinții pun presiune pe copii care sunt înscriși de timpuriu la tot felul de activități. La școală e musai să obțină note mari. E, și fără să știe părinții care pun prea multă presiune pe copii, ajung să le facă mai mult rău decât bine. Care sunt consecințele și de ce e bine să fim echilibrați, discutăm cu Roxana Niciev, psihoterapeut. Bine te-am găsit, Rox! Bine te-am găsit și eu. Și tocmai astăzi, și mă bucur că astăzi vorbim despre subiectul ăsta, pentru că s-au dat deja rezultatele la evaluarea națională și astăzi încep la ce liceu să-l dau. Asta intrăm în cealaltă etapă. Da, intrăm într-o etapă importantă și deja părinții se gândesc dacă să trimită copiii la liceu în străinătate. Deja. Deci nu ne mai gândim la facultate în străinătate, ci la liceu în străinătate. Și aveai dreptate. Există treaba asta și copiii nu mai au practic timp să își găsească, să-și identifice abilitățile și calitățile, practic, pentru că au destinul ăsta ursit deja, predestinat. Încă intrauterin, dacă o să am o fată, cum ziceai, o să o fac, știu eu, actriță sau mai știu eu ce altă, altă meserie și practic ei nu apucă, nu au timp de treaba asta. Și asta e de când lumea, știi? E de pe vremea noastră. Pentru că, ce să vezi, presiunea asta există de la început. Pe vremea noastră era treaba asta diferit un pic văzută, pentru că dacă proveneai dintr-o familie de medici, tu trebuia să duci asta mai departe și tu trebuia să fii medic sau avocat. Sau arhitect. Sau, sau dacă proveneai dintr-o familie mai modestă și erau muncitori, trebuia să depășești condiția părinților tăi. Și atunci exista o altă presiune să înveți mai mult ca să ajungi să-i depășești. Parte de ce n-am avut eu parte. Ce n-am avut eu parte. Deci exista presiunea asta. Acum presiunea e cu atât mai mare pentru că trebuie să urmezi foarte multe activități din foarte multe arii. Și de asta ei nu-și mai găsesc calea. Nu au timp să-și găsească, să identifice calea, pentru că noi nu avem răbdare să-i ascultăm. Nu empatizăm cu ei. Și este una dintre capcanele în care intrăm, pentru că vrem să fac atât de multe lucruri încât nu avem răbdare să-i ascultăm. Avem senzația că știm ce e mai bine pentru ei și lasă că te văd, e doar un răsfăț. Nu știi tu ce-ți e bine, ce e bine pentru tine. Și e și competiția asta între părinți, pentru că dacă Xulescu se duce și la pian, se duce și la sport, studiază și o limbă străină, ia și cursuri de teatru, copilul meu nu poate fi mai prejos și să învețe doar o limbă străină sau un instrument. Nu! Asta trebuie vine. Să facă și el ce face ceilalți. Asta vine dintr-o presiune pe care tu și o frustrare pe care tu o ai, pentru că probabil nu ți-ai satisfăcut și nu ai îndeplinit tu, nu știu, n-ai ajuns tu la un nivel profesional sau la un nivel sportiv sau știu eu, nu ți-ai îndeplinit anumite... Da, ți-ai dorit să fii balerina și n-ai reușit să o împingi și atunci, pe fața ta. Pui presiunea asta. Și uite, mă întâlnesc destul de des cu copii foarte mici care înainte de competiții sau înainte de un spectacol ajung să somatizeze atât de tare încât să vomite sau să chiar să aibă reacții din astea fiziologice foarte puternice și să dezvolte, pe lângă, deci toată presiunea asta duce către anxietăți, chiar către depresii, pentru că ei simt că nu au bariera asta, nu pot să comunice cu părinții pentru că nu sunt ascultați. Și atunci, spuneai mai devreme că provine de la părinte, că există presiunea asta. Și o să-ți dau un exemplu. Tu ești mamă și copilul tău, da, are, să zicem, 3 ani. Și tu îl vezi că se joacă, auzi la birou că copilul colegei tale, tot în vârstă de vreo 3 anișori, se joacă cu Lego, face Lego. Și, nu știu, cu 30 de piese sau le... Da, sau puzzle, sau știu ce sau, face. Sau da. Un puzzle. Și atunci tu te duci acasă și începi și iei puzzle. Și al tău... de 100 de piese. Nu, sau chiar de 30 și al tău poate că se dezvoltă diferit. Exact, poate nu e stare să facă. Nu a ajuns la stadiul ăla. Și degetele noastre sunt 5, ne folosesc la fel. Numai că sunt diferite între ele. Și se dezvoltă diferit, ne ajută la același lucru, dar în mod diferit. Și atunci tu te duci și îi aduci în fiecare zi, și te lovești de opoziție, de respingere și... Tu te ambiționezi și te frustrezi, cum al ei poate, exact în exemplu pe care mi l-ai dat și tu mai devreme, și începi cu
presiune și asupra ta, nu sunt o mamă bună, e ceva ce greșesc eu. Te duci, îl controlezi pe la toți... Nu e în regulă, nu s-a dezvoltat normal. Verifici, te duci pe la psihologi, te duci în toate direcțiile, pentru că încep să proiectezi pe tine. E ceva ce n-am făcut eu, clar. Și toată presiunea asta o pui asupra ta. Ceea ce nu e în regulă, nu e rezultatul, pentru că practic este presiunea rezultatului. Trebuie să fie cel mai bun, trebuie să fie numărul 1 sau să fie ca ceilalți. Nu trebuie să fim ca ceilalți. Avem stadii de dezvoltare diferită, chiar dacă avem aceeași vârstă. Da. Ne dezvoltăm diferit, 1 la mână, 2 la mână. Și noi avem abilități diferite, avem, nu știu, poate al tău se joacă cu plastilină, încerci altceva. Uh-huh. Încercăm de fiecare dată, poate e mai motric, habar n-am, nu știu, te duci și se poate plimba, facem activități diferite. Asta pe partea, îl încercăm, uh-huh. Dar încercăm și îl ascultăm, pentru că așa cum noi când dăm de greu, știi, când dai de greu, uite, punem presiune de când se nasc. Numai că proiectăm viitorul și iursim, dar punem presiunea asta să meargă a mișcat repede, capul, să nu? Meargă da, mai repede, să mănânc. Sau, da. Da, își uh-huh. ține capul, spune câte cuvinte spune la 7 luni, câte dacă a spus mama, tata, la cât și a spus, dacă la face 4, la 6, la 9, da, la cât a zis, da. Dacă a mâncat, dacă, câți pași a făcut, cât, e toată presiunea asta și cu cât punem presiune mai mult pe el, cu atât îi vom încetini practic procesul ăsta, pentru că vom întâmpina o frustrare și atunci asta trebuie să reținem, că presiunea asta îi va încetini procesul de dezvoltare. Pe de altă parte, nici lauda nu e foarte bună în exces, adică și să ajungi să lauzi, să dai în extrema cealaltă, ești cel mai minunat, extraordinar, nu e foarte bună, pentru că va banaliza, el nu va mai simți cu adevărat da. Valoarea acestor cuvinte. Și mie mi s-a întâmplat treaba asta, uite, știi că e prima emisiune în care, de obicei, cam aplic tot ce vorbim aici și este prima, sunt din categoria cizmarul care n-are cizme. Aici, pe partea asta de succes, știi, trebuie să învețe, spunea David Popovici că tot e și el erou zilelor ăstora, el spunea așa, că nu trebuie să intri, trebuie învățat să nu intri în competiție cu ceilalți, el a învățat să se autodepășească și singurul cu care intră în competiție e el. Asta este foarte sănătos. Da, este o mentalitate a unui om de succes și a unui învingător și asta cred că e de reținut pentru părinții de acasă, el a fost învățat foarte bine și e o gândire foarte, foarte bună. Asta trebuie învățați, că indiferent ce faci, că te duci, că ești la școală, că te duci și ai o activitate din asta sportivă sau, știu, artistică, nu trebuie să fii primul. Și pentru tine, eu te iubesc indiferent că ești primul, al doilea sau e o activitate și rezultatul nu e cel care mă interesează neapărat, ci dacă rezultatul l-ai obținut că ți-ai dorit să faci activitatea respectivă. Nu că te-am împins de la spate. Nu că te-am împins și nici că te-am lăudat. Și aici vreau să ajung și îți spuneam că eu știind că Ștefan, de exemplu, își dorește foarte mult să performeze, eu l-am lăudat și l-am susținut. Și lauda asta și bucuria mea a pus o presiune pe el foarte mare. Și de fiecare dată când avea un spectacol sau așa, a simțit presiunea asta că dacă cumva va eșua sau nu va performa, mă va dezamăgi. Deci și lauda asta și bucuria părintelui poate pune o presiune. Adică orice emoție în exces... Mai e conceptul ăsta că îi fac de rușine pe ai mei. Exact. Da. Pentru că și chiar și fără să spui că asta este, știi, de fapt perfecționismul și presiunea asta în exces îl face pe copil, dacă pe tine te interesează doar așteptarea asta a rezultatului, să faci bine și bucuria asta, eu mă axez doar pe asta, mai mult pe asta, el traduce non-verbalul meu, că nu trebuie să-ți spun direct, non-verbalul meu îl traduce că, uite, se așteaptă de la mine și eu primesc iubire și mama e atentă la mine și la nevoile mele doar atunci dacă. Când performez. Și asta este partea un pic care pe mine, într-o discuție acum destul de târziu cu el,
a fost așa foarte dură într-o primă fază, pentru că eu m-am bucurat și mă bucuram și le susțineam, făcea ce îi plăcea. Și a fost wow, dar eu mă bucur și consideram că, na, dacă nu te cert și nu îți spun lucruri și doar te laud, se presupune că, dar se presupune ăsta, nu înseamnă că îți și spun. Și doar că sunt atentă, mă acces doar pe lucrurile astea, pune presiune. Uite, și apropo de ceea ce spui de note, de validare, de iubire, știi prea bine că întreg sistemul nostru de învățământ se bazează pe ideea asta, competiției, a concurenței dintre elevi. Toți trebuie să obțină note foarte bune ca mai apoi să acceadă la o școală bună, la un liceu bun, la facultate și așa mai departe. Știm că au fost cazuri în care copii care nu au obținut notele scontate și dorite și de părinți s-au sinucis, știi că au fost cazuri. Da. Cum ajungem să nu mergem încolo? Adică să ne ducem în zona asta dark? În primul rând, asta îți spuneam, trebuie să fim empatici cu ei și să-i lăsăm să se descarce și să-i ascultăm. Pentru că avem tendința să știm mai bine decât ei. În general, da, noi toți ne dorim ca ei să aibă rezultat. Dar trebuie să-i și ascultăm. Și cum eu am nevoie să mă descarc, nu? Și el are nevoie să se descarce. Cum eu pun mâna pe telefon sau și îmi sună o prietenă când am o situație grea, și eu trebuie să-l las pe el să se descarce și apoi să găsim împreună o soluție. Ori noi de fiecare dată, de ce să nu fim sinceri, nu-i lăsăm să spună nimic. Adică pe partea asta academică, noi decidem pentru ei de fiecare dată. Ori ei de la o vârstă încolo, că aici vorbim, din perioada adolescenței, cam ar trebui să ne consultăm, cel puțin. Adică noi nu mai stai lângă el când învață, când își face lecțiile, nu mai e cazul. Acum mai e un aspect pe care l-am tot sesizat, unde ar trebui în continuare, pe partea asta academică, într-adevăr, să nu mai stăm să îi împingem de la spate, învață, nu învață, aici da, sunt de acord, și la ce școală urmează să meargă, să ne consultăm un pic și doar să aibă îndrumarea noastră și susținerea noastră. Dar ei fac o confuzie și aici mă adresez cumva adolescenților, pentru că e o foarte mare diferență între presiunea pe care eu o resimt în zona asta academică versus responsabilitatea pe care ei o au în casă. Și ei motivează de cele mai multe ori, păi dar eu mă simt presat, că mai presat academic și așa, și atunci renunță cumva și o dau în direcția nu mai fac nimic că mă simt presat. Și acolo e diferit, pentru că una sunt responsabilitățile pe care tu le ai odată cu activitatea în casă și responsabilitățile, și alta e presiunea aici, unde sunt de acord să ne consultăm, dar sunt anumite responsabilități legate de autonomia ta, unde aici nu încape echivoc. Sunt responsabilități și trebuie să ți le... Dar revenind la ce m-ai întrebat, da, în primul rând să-i ascultăm și apoi... Nu-i mai certăm dacă iau un 7 acum, din când în când. Nu. E alegerea și e drumul lor. De la un punct încolo, e o alegere pe care eu o fac. Și dacă tot ce ai construit tu până atunci, știi că am mai vorbit, e clar că dacă ai pus cărămizile bune până atunci, sigur nu vei ajunge acolo. Da, uite, hai să facem diferența asta între presiune și așteptări. Este o diferență? Da, păi sunt așteptări. E foarte mică diferența, dar presiune vine când compari, presiune vine în momentul în care așteptările sunt nerealiste și când, nu știu, el nu poate mai mult și tu te aștepți să pui presiune să ajungă la nu știu ce liceu și îl vezi că nu e într-o direcție bună. Atunci când, știu eu, în general vine din comparații, știi? Când îl vezi că nu poate, când nu-l asculți, când nu ești empatic cu el, aici vine. Și tu trebuie să-ți dai foarte, foarte bine seama când să te oprești și când așteptările tale, în general, sunt... Pentru că atunci apare hipercriticismul ăsta. Când te duci tu către el foarte mult cu presiunea și cu așteptările, asta spuneam, el va percepe răspunsul tău ca un mesaj că mama, nu sunt suficient de bun, știi? Adică dacă eu nu îndeplinesc așteptările, fie că mă laudă prea mult, adică în exces, le îndeplinesc nevoile în exces sau nu, mama, părinții o să-și retragă iubirea.
că de foarte multe ori ajung la sinucideri și așa, pentru că se simt neînțeleși respinși. Da. Chiar și de familia lor. Și atunci, de aici apare hipercriticismul, perfecționismul, pentru că e un mecanism de apărare. Perfecționismul e un mecanism de apărare, pentru că ei doar așa, între a alege iubirea de părinte și a alege autonomia, adică ce au ales ei în viață, va alege întotdeauna iubirea de părinte. Adică, indiferent ce va zice mama, că nu-i convine, el va alege să se conecteze cu părinte. Normal că-ți dorești ca mama să fie acolo. Da, adică, indiferent că e de acord cu noi sau nu, va alege presiunea aia și se va întoarce la cuib non-stop, chiar dacă nu-i convine, chiar cu opoziție, chiar cu supărare. Dar ar trebui să aibă grijă și părinții la formulările de genul mai dezamăgit. Nu știu, poate că n-ai intrat la liceul scontat, nu? Și mai auzi când, m-a dezamăgit, că n-a învățat bine, că nu știu ce s-a întâmplat și acum se duce la alt liceu, nu e printre cele mai bune, dar putea mai mult. Da, foarte mare grijă la, la invalidările astea, cu se putea și mai bine, sau de tipul, sau, uite, e un lucru alt, iarăși important, mesajele de genul, adică ar fi potrivite cele de genul, te iubesc indiferent de ce se întâmplă, da. Indiferent ce se întâmplă, adică astea, din exces, astea ar putea să fie, adică să delimităm comportamentul care s-ar putea să te deranjeze de faptul că îl iubești necondiționat, adică indiferent ce ai făcut și ce a făcut, nu are legătură cu faptul că tu îl iubești. Și asta trebuie subliniat. Versus laudele alea, când ești cel mai bun, cel mai frumos, fără obiect. Pentru că pe el nu-l interesează, îți spuneam, nu răspunsul e important, nu rezultatul e important. Ce e important dacă rezultatul îl face în urma unei presiuni sau îl face că își dorește el să ajungă la treaba asta. Da, crezi că ar trebui să se motiveze singuri într-o direcție să învețe chestia asta ca să nu mai resimtă presiunea din exterior? E important să te motivezi singur, dar de cele mai multe ori știi că îți trebuie cineva să-ți sufle în pânze așa. Da, da, da. Dar ideea e că, asta spuneam, e foarte subțire. Au nevoie de ghidaj, e clar că au nevoie de o îndrumare, dar limita e foarte subțire. Trebuie să le acordăm un spațiu, au nevoie de spațiu de la noi și spațiul ăsta îi simți. Dacă îi asculți, îl simți. Ei îți spun lucruri. Ideea e că noi nu avem răbdare să-i ascultăm. Asta spuneam, că cumva eu mi-am dat seama de lucrurile astea pe parcurs. Dacă l-aș fi ascultat, adică am ascultat anumite lucruri, uneori un pic prea târziu și, ok, e în regulă și mai bine mai târziu decât niciodată, dar nu-ți dai seama că poți să faci rău și din dorința de a face, de cele mai multe ori facem rău din dorința de a face bine. Trebuie ascultați, ei transmit mesajele astea, chiar dacă, indiferent cât de închiși sunt. Dacă iei de mici și nu compari, e primul lucru, să nu compari. Să nu compari cu alți copii, să nu-i compari cu frații între ei, mai ales dacă sunt mai mulți. Gelozii, da. Da, pentru, și frații între ei să nu compari. Pentru că, așa cum îți spuneam, nici degetele noastre... Sunt indivizi diferiți, adică sunt diferiți, au creșteri diferite, au, nu știu, caractere diferite, pasiuni diferite. Rog să-ți mulțumesc tare mult pentru această discuție și te așteptăm cu drag și data viitoare să mai povestim. Mulțumim frumos! Mulțumim! Aproximativ 70% dintre angajați și 87% dintre freelancerii din România sunt interesați să deschidă o afacere în următorii 2 ani. Mă arăta un studiu realizat anul trecut de o bancă din România. Ce ne atrage spre antreprenoriat? Oare știm ce presupune să fii antreprenor, dar și de ce eșuează unii? Discutăm cu Alin Potocean, trainer la atelierele Ilbach Coach și speaker independent. Bine te-am găsit, Alin! Bine te-am găsit, Dana! Pare bine! Și mie îmi pare bine pentru că vorbim despre acest subiect, da? Antreprenoriatul. Cred că toți am vrut așa la un moment dat să ne deschidem un business, să vedem și noi cam cu ce se mănâncă antreprenoriatul. Unii am reușit, alții nu au reușit. Vreau să știu așa unde ne pierdem pe drum, ce greșim, dar și cum reușim să mergem pe această cale. Cu ce e pavat drumul antreprenoriatului? E pavat diferit pentru fiecare antreprenor. Unii au reușit, alții încă încearcă. Motivația este diferită la toți cei care încearcă drumul antreprenoriatului. Uh-huh.
În același timp, este un termen foarte la modă, antreprenor, și sună cumva, adică toți, e pompos, am vrea, așa. Da. Da. Toți am vrea să fim antreprenori. Drumul este pavat cu multe încercări și nu cred că există un secret sau o soluție aplicabilă pentru toată lumea, diferă foarte mult de context, diferă de fiecare persoană, diferă de business. Și atunci cel mai bun lucru de făcut este să încerci, să ai un plan. Primul eșec pe care l-au antreprenorii este că nu au un plan. Și apoi, după ce încep să-și desfășoare acțiunea, își dau seama, trebuie să mă gândesc la asta, trebuie să mă întorc înapoi, să regândesc business-ul. Și de acolo încep greșelile. Uh-huh. Și unele greșeli costă chiar mult. Niște bani și timp, nu? Cheltuit, ca să zic așa, prost. Să ne gândim așa, ce definește un antreprenor, dacă ar fi să dăm așa o definiție? Un antreprenor, definiția ca la carte, este antreprenorul, este persoana care găsește o idee, găsește un gap, un spațiu care poate să fie acoperit, unde o este nișă, ofertă, da. O nișă unde este ofertă și găsește soluția să satisfacă această cerere din piață și să facă bani cu asta. Antreprenoratul poate fi de mai multe feluri, poate să fie și antreprenoriat social, politic, ONG-uri, dar în principiu când ne gândim la antreprenor, ne gândim la bani, unde scopul este profit sau de a servi o nevoie sau de a face ceva ce-ți place. S-a tot vorbit despre mindset, că antreprenorii trebuie să aibă un anume mindset. Care ar fi acelea și ce te deosebește de un om care o să rămână toată viața lui un angajat, de exemplu? Sunt două probleme diferite, zicem. Mindset, nu pot să zic că există un singur mindset, că pot să fie oameni total diferiți, adică poate să fie o persoană foarte analitică care nu e dispusă deloc la risc și poate să fie un antreprenor foarte dispus la risc. Mindset total diferit, dar pot să aibă succes ambii. Diferența, sau care aș zice că este cheia universală pentru, ca mindset pentru orice antreprenor, este să știi ce nu știi. Adică atât timp cât știi ce nu știi, poți să cauți oamenii care știu și poți să-i angajezi și te completează. Și atunci poți să ai împreună, să ai acel mindset perfect, să zic așa, perfect de business. Legat de, era un al doilea topic. Unii rămân angajați toată viața. Da, partea cu angajat toată viața este... Deși și-ar dori, adică îi visează așa, ce frumos ar fi să am un business, să fiu independent, să-mi fac eu programul cum îmi doresc eu și așa mai departe, dar rămân acolo, la stadiul de vis. Da, cred că acolo, ca și mindset, este să fii dispus să trăiești inconfortabil, pentru că, ca și angajat, beneficiul sau motivul pentru care suntem angajați de multe ori este că este confortabil. Știm ce avem de făcut, răspunderea este mică, riscul salariul este vine mic. Lunar. Salariul vine lunar, da. Chiar dacă performez, chiar dacă nu performez. În momentul în care ești antreprenor, nu ai nicio siguranță, ești cu totul expus și chiar este bine. Și de multe ori cred că chiar contează să ai un pic de, nu știu, nebunie. Inconștiență, sau așa, nu? Inconștiență, da. Adică am văzut antreprenori fără niciun plan care au zis, hai bă că fac și merge. Da. Și alții care și-au făcut 10 planuri și n-au mai pornit niciodată business-ul. Și care e strategia corectă? Nu știu, undeva la mijloc sau e după cum simți? Strategia corectă ar fi să ai un plan, pentru că oamenii care au pornit instinctiv, au zis hai să fac business, au învățat poate în 10 ani de zile și chiar dacă reușesc să treacă și să plătească propriile lecții, adică faptul că nu au avut un plan de afaceri, faptul că nu au făcut o strategie, reușesc să-l depășească în timp. Doar că trece timp, îi costă și tot vor ajunge la un moment dat unde vor vedea că business-ul se blochează. Peste punctul ăsta nu mai pot să merg mai departe și atunci vor începe dezvoltarea personală, pentru că cea mai mare limită a unui business suntem noi ca și oameni. De cele mai multe ori, cum suntem noi ca și antreprenori, se vede în tot business-ul în jos, devine o mentalitate de firmă. Și mulți oameni, unde se mai blochează, mai este un loc. Adică există odată antreprenorul, mai există cel care lucrează toată viața, dar mai există și antreprenorul care ajunge să lucreze în propria firmă toată viața. Și asta cred că doare și mai tare ca și blocaj. Ar trebui afacerea să meargă așa de la sine la un moment dat, nu? Nu să chiar... stai tu tot 10-12 ore exact, la birou. Exact, nu chiar de la sine, dar ar trebui business-ul să lucreze pentru tine. Asta e definiția mea. Uh-huh. Business-ul să lucreze pentru tine, nu tu să lucrezi pentru business-ul tău. Pentru că de multe ori sunt mulți antreprenori care lucrează mai mult, sunt plătiți mai puțin decât dacă ar fi angajați. Și atunci trebuie să gândești tot sistemul, tot planul de afaceri ca să nu depindă de tine și să poți să angajezi oameni care să fie capabili să-l conducă în continuare. Apropo de risc și de strategii, unii spun așa, sell first, vinde mai întâi, build after, construiește după aceea.
E corectă abordarea asta în antreprenoriat, la început de drum? E corectă și abordarea asta. Deci, nu, cum am zis, nu pot să zic că este incorrect. Că e adică, ok așa pentru toată lumea. Da. Aș prefera, adică dacă ar fi să dau un sfat, aș zice, cum zice Gary Vee, începe acum, fă acum. Deci dacă ar fi să dau un sfat, fă ceea ce ai de făcut și construiești pe parcurs. Dar clar te-ar ajuta dacă de la început te uiți și înveți de la oameni și încerci să-ți faci un plan. Pentru că altfel, dacă nu ai un plan, nu poți să verifici. A trecut un an, au trecut 2 ani, sunt unde trebuie, am făcut ceea ce trebuia să fac. Adică să ai un fel de... Eu lucrez foarte mult vizual cu mind map-uri și e bine să vezi fiecare parte din business-ul tău și să vezi unde performezi și unde eșuezi. Cum e bine la început să facem? Să mergem așa singuri pe drumul pe care îl dorim sau ne asociem cu cineva? Să ne fie mai ușor, ne luăm un partener? Sunt ambele variante bune. Poate că nu-ți place răspunsul, că tot timpul zic că sunt mai multe variante bune. Cred că depinde foarte mult dacă ai încredere în alții și cum stabilești relația cu partenerii. Pentru că de multe ori în asociere am văzut că a fost problema asta de încredere sau s-a rupt la un moment dat ceva. Da. Da. Dar cred că dacă ești capabil să faci o echipă, să ai asociați care au aceleași valori, cred că poți să faci mai multe lucruri cu asociați decât singur. Adică puterea de a face mai multe lucruri când sunt 3 oameni diferiți implicați în business, poate cu 3 viziuni diferite, e mult mai mare, numai să poată să coexiste. Iar tot așa, apropo de sfaturi pentru cei aflați la început de drum, mulți au tendința să ia ei asupra lor absolut toate taskurile și sunt un fel de om orchestră, așa, ei fac de toate. One man show. Da, ei fac de toate și la un moment dat, nu știu, poate te îmbolnăvești, trebuie să stai 3 zile la pat, cine se ocupă de business-ul tău? Nu e bine, nu știu, să mai avem acolo niște oameni care să lucreze pentru noi, să ne ajute? Tot timpul este bine și am văzut antreprenori care se blochează la pasul de a angaja oameni care să le țină locul. Pe de o parte, antreprenorii nu-și caută oameni mai buni decât ei, adică este o frică a multor antreprenori să-și găsească pe cineva care să fie mai capabil și ai nevoie de oameni mai capabili exact pentru partea asta, când poate nu poți. Iar pe de altă parte, business-ul nu ar trebui să depindă de tine, adică trebuie să construiești un sistem, asta înseamnă antreprenoriat, să construiești un sistem care funcționează fără tine. Mulți antreprenori, de exemplu, fac exact ceea ce ai spus, au un business unde ei sunt dependenți, pentru semnat plățile, pentru... Sunt și contabil, sunt și șef, om de social media și așa mai departe. Da, și după se plâng, vin la un coach și se plâng, nu mai am timp, nu mă mai descurc, e totul greu, e totul... Uite, apropo, cu ce plângeri vin la tine? Cei care sunt aflați așa în acest domeniu? Cel mai mult că nu găsesc oameni, că nu pot să, că oamenii nu ascultă sau că nu fac ceea ce ar trebui, că nu pot să dezvolte business-ul, nu știu cum să dezvolte business-ul mai departe, dar cred că cele mai multe plângeri sunt bazate pe oameni, pe lucru în echipă, pe faptul că nu știu să facă poate punerea în funcție a oamenilor, adică când angajezi... Iau acolo, dar nu știu ce să facă cu ei, cum s-ar zice. Cum să responsabilizezi un om, adică contează foarte mult cultura pe care o ai în mediul de lucru, astfel încât un angajat să nu fie un angajat care vine la lucru 8 ore, face un pic, da? Câteva task-uri, pentru că atunci nu ai, ți-ar trebui poate 3 să angajezi deodată. Și atunci e responsabilitatea ta ca și antreprenor să faci responsabilizarea angajaților, motivarea și cred că aici se eșuează foarte mult. Sunt foarte puține firme care au o cultură reală. Da, și probabil că aici constă și înțelepciunea antreprenorului, cumva să știe să fie lider, nu doar șef, că e o diferență. Da, este o diferență mare și leadership-ul încă e văzut la noi un pic ipocrit, în sensul că știm ce ar trebui să spunem ca să părem lideri și vrem să fim lideri, dar realmente nu simțim. Și noi ca oameni depistăm, inconștient, subconștient depistăm, simțim persoana din fața noastră dacă ne minte sau nu și degeaba zice frumos dacă... Ce skill-uri ar trebui să aibă un antreprenor? Un antreprenor perfect care exact. Se ține... Da, îi facem portretul robot. Ar trebui să fie, în primul rând, să fie capabil să se uite la sine, să se uite la ce nu știe, ca să poată să angajeze oamenii perfecți. Ar trebui, poate, să aibă un pic
zicea cineva, nu mai știu, ca și yin și yang. Yin și yang, există o parte de alb, o parte de negru. O parte este haos, o parte este ordine. Într-o parte este apetitul către risc și a căuta oportunități noi, în cealaltă parte este apetitul către organizare. Și atunci un antreprenor ar trebui să fie pe linia aia din mijloc. Adică să aducă suficient de mult haos și nou în business încât să mergi înainte, dar suficient de mult organizare și stabilitate ca businessul să stea bine pe picioare. Deci ar trebui apetit de risc, capacitate de analiză, partea de leadership, cred că este foarte important cum relaționezi cu echipa și cred că să-ți construiești o echipă e unul dintre lucrurile importante. E bine dacă este să ne gândim să ne deschidem o afacere, să facem înainte un curs de antreprenoriat, să nu pornim așa la drum chiar neștiutori. E recomandat un curs sau chiar mai multe cursuri de făcut. E bine să știm ce avem de gând să facem, pentru că altfel facem și nu zic, cum am zis, poți să ajungi la soluția perfectă, dar te poate costa foarte mulți bani. Sau un exemplu simplu, am un prieten care a avut un proiect pe fonduri europene. Pentru simplu fapt că nu a știut cum funcționează cu TVA-ul fără TVA, s-a trezit că după ce a făcut proiectul, a trebuit să mai plătească încă 20.000 de euro pentru TVA. E, uite, pentru că contabilul nu a știut. Da. Uite, vezi cum neștiința până la urmă te sancționează, cum să-l zice. Da. Așa că mai bine investești într-un curs de câteva luni ca să te pui la punct cu terminologia, că sunt tot felul de termeni acolo care s-ar putea să te lase un pic așa pe gânduri și după aceea poți să faci un plan și poți să ceri ajutorul unui coach, de exemplu, să te consilieze și să-ți spună ce e de făcut mai departe. Corect. Le spun tuturor elevilor, este un curs foarte cuprinzător, adică cuprinde un pic din toate și există poate, adică dacă ar fi să-l dezvoltăm, am ajunge să avem un MBA. Dar este un pic din toate cât să știi de unde să începi și în ce părți să te uiți atunci când începi business-ul. Și da, te costă mult mai puțin câteva sute de euro versus plătești niște 20.000 de euro. 10.000 de euro, da. Și apropo de domenii, când te gândești să-ți faci un business, e musai să te arunci așa într-un domeniu pe care nu-l știi, dar tu visezi acolo, că s-ar putea să-ți placă, nu știu, vrei să-ți faci, nu știu, un atelier de creație vestimentară sau o cofetărie, dar tu de fapt n-ai lucrat niciodată în acele domenii. Sau mergi pe ceva mai sigur, ceva la care tu te pricepi și poți să dezvolți mai ușor? Ar trebui un pic să te uiți să vezi ce presupune domeniul respectiv, adică ar trebui să faci un mic studiu de piață, să vezi cam cum arată domeniul. Nu înseamnă neapărat că dacă vrei să faci ceva, te vei opri pentru că este supra-saturată piața. Pentru că piața a fost saturată, de exemplu, și de taxiuri, da. Și a mai apărut apoi Uber-ul și altele și încă mai e loc. Da. Dar ar trebui un pic să te uiți la piață. Pe de altă parte, se zice că atunci când faci un business din pasiune, adică dacă chiar ești pasionat de a face haine, ce aș recomanda este poți să faci asta ca și part-time, ca să vezi cum merge și tot timpul recomand, încearcă business-ul, dă drumul la business de mâine, ce vrei să faci, fă de mâine, fă part-time, fă două ore, vezi cum este și apoi îți dai seama dacă merită să te arunci cu totul în. Testăm întâi un pic și după aceea vedem dacă ne lansăm. Ideal. Îți mulțumesc tare mult, eu, Alin, și te mai invit cu drag aici între prieteni. Îți mulțumim frumos. Și eu. Dragii mei, mergem acum la bloc de instalații pentru că aflăm totul despre boileri. Dacă cauți cel mai bun boiler electric, ești în locul potrivit. În acest video o să-ți arăt cum alegi un boiler electric pentru a avea apă caldă la baie și la bucătărie. Cum funcționează un boiler electric? Încălzirea apei în boilerul electric e un proces destul de simplu. De obicei găsim o rezistență electrică de boiler imersată în apă, iar pornirea și oprirea ei e comandată de un termostat. În boilerul electric intră apă rece pe jos. Termostatul boilerului electric controlează rezistența electrică și o pornește când e nevoie. Apa rece se încălzește până la temperatura setată, apoi se oprește alimentarea electrică. Boilerul are un termostat de siguranță care acționează dacă apa e prea fierbinte. Când deschizi robinetul, apa caldă vine din partea de sus și în același timp apă rece intră în locul ei pe jos. Temperatura scade până când simte termostatul și pornește rezistența. Dacă crește presiunea în boilerul electric din cauza temperaturii mari a apei calde, supapa de siguranță deschide și eliberează presiunea. Așa funcționează boilerul electric, e un dispozitiv destul de simplu. La modelele noi găsim o grămadă de funcții cum sunt afișaj digital, comandă prin internet, prin Wi-Fi, două rezervoare separate în același boiler electric.
În descrierea videoului găsești câteva modele de boilere electrice recomandate pe care le poți cumpăra online. Rezistența pentru boiler electric. E alimentată la curent electric prin termostatul de boiler. E un element de încălzire eficient care oferă până la 99% din energie apei calde. La unele modele de boilere electrice, termostatul e gradat ca să indice temperatura maximă și temperatura optimă la care să setezi apa caldă. Dacă e să comparăm un boiler electric sau boiler pe gaz, avantajul la cele electrice este că au durată de viață mai mare și rata de defecțiune mai mică. Termostat pentru boiler electric. De la termostat setăm temperatura pe care o vrem pentru apa caldă ce vine la robinet. Funcționează ca un comutator. Simte când se modifică temperatura apei. Pornește rezistența electrică pentru a încălzi apa și o oprește când a ajuns la temperatura necesară. Dacă îți place videoul, apasă pe butonul de like. Apreciez asta foarte mult. Supapa de siguranță pentru boiler. Apa din boiler se dilată atunci când se încălzește. Supapa de siguranță e un accesoriu care de obicei se furnizează odată cu boilerul. Dacă presiunea depășește 6 bari, supapa de siguranță limitează presiunea pentru a preveni stricarea boilerului. Sfaturi care îți economisesc bani. Uite câteva sfaturi pentru a economisi energie și bani. Primul lucru pe care poți să-l faci este să reduci temperatura apei cu câteva grade și vei economisi câteva procente din costul facturii de curent. Boilerul electric poate fi un mare consumator de curent. Dacă vezi exact cât consumă un boiler electric, poți acționa ca să scazi costurile. Următorul lucru pe care poți face este să pui o izolație suplimentară la boiler ca să reduci pierderile de căldură și să faci un upgrade la boilerul electric alegând unul modern cu control electronic și consum mic. Cel mai bun boiler electric. Cele mai bune boilere electrice pe care le găsești pe piață sunt boilere electrice Ariston, Bosch, Feroli, Tesi. Îți las linkul pentru ele în descrierea videoului. Mai nou, conform reglementărilor de la Uniunea Europeană, boilerele sunt marcate cu steluțe de eficiență energetică în funcție de pierderile de căldură. Ar trebui să te uiți la asta când alegi un boiler electric. Cum aleg un boiler electric? Atunci când alegi un boiler electric, trebuie să iei în considerare câteva caracteristici. Câtă apă caldă ai nevoie în casă, debitul de apă caldă necesar, numărul de consumatori, volumul necesar de acumulare, eficiența energetică, consumul, prețul pentru boilerul electric și costul de montaj. Dacă alegi un boiler electric pentru 3 persoane și vrei să fie de ajuns pentru un duș și un robinet, e necesar un boiler de 100 de litri. Găsești recomandarea mea la linkul din descriere. Dimensionarea boilerului după numărul de persoane. Pentru un adult, 50 de litri, pentru 2 adulți, 80 de litri, pentru 2 adulți și un copil, 100 de litri sau mai mult. Ai observat centralele termice în condensație cum scot mult abur atunci când merg? Îți las pe ecran un video în care vezi de ce scoate abur centrala. Apasă pe video și intră să-l vezi acum pentru a afla de ce scoate abur centrala termică. Se întâmplă lucruri frumoase în weekend, mai precis sâmbătă, sunteți invitați cu micu mare la Ziua Familiei Active în Parcul Herăstrău. Ce activități vor avea loc aflăm chiar acum de la Andrei Ionel Mocanu, psiholog cognitiv-comportamental. Bine te-am găsit, Andrei! Bine te-am găsit, Dana! Așadar, gata, ne scoți la iarbă verde, ca da, să zic așa, da, sâmbătă, da. Ne pregătim? Păi în drum spre această întâlnire mă gândeam că anul trecut când ne-am văzut și am vorbit despre același eveniment, ai spus să ne vedem și la alte ediții. Da, exact. Da, bine, vedem. Se pare că a ieșit destul de bine anul trecut, cu toate că am avut și pandemia și a fost prima noastră experiență pe partea aceasta de organizare a unui astfel de eveniment. Așa că anul acesta am avut timp să luăm totul devreme, da, din așa, timp. Da. Și iată că ne pregătim deja să începem cea de-a doua ediție. Ce frumos! Păi da. Hai să-mi povestești așa cum a fost anul trecut și cu ce veniți față de anul trecut.
Păi anul acesta avem mai mulți parteneri. Da? Avem cumva mai multe ateliere, mai multe oferte, să zic, și pentru cei mici și pentru cei mari. Astfel încât sâmbătă vom avea ateliere de dezvoltare personală pentru copii, organizate de psihologi cu experiență în domeniu. Vom avea ateliere de dream management pentru părinți, unde vor putea să abordeze fiecare părinte subiecte legate de aspirații, de vise și așa mai departe. Vom avea atelier de face painting, cu care am avut succes anul trecut și era o coadă foarte, foarte mare, pentru că majoritatea copiilor își doreau să se transforme. Vom avea baloane, da? Vom avea atelier de educație orală, vom avea câțiva medici stomatologi care vor veni și vor face activități pentru cei mici referitor la igiena orală. Ce vom avea? Vom avea, am zis așa, pentru cei mici, pentru cei mari la scenă vom avea artiști, va fi un actor care va întreține cumva atmosfera pe tot parcursul evenimentului, Vasile Calofir, care are și experiență pe partea aceasta. Vom avea mai multe școli de dans, da, printre care Alin Ciobotaru, Ștefan Rebeja, Aerostar Madalina Barbu, și fiecare școală va avea mai mulți copii, mai multe momente în care își vor prezenta activitatea. Intrarea e liberă, nu? Intrarea este liberă, da. Așteptăm anul acesta mult mai multe persoane față de anul trecut, fiind cu pandemie și a fost ceva mai dificil. Anul acesta cumva vom putea fi și mai aproape. Să ne aducem vreo păturică, ceva, să stăm pe iarbă. Sigur. Vom avea și un moment de lectură. Uite, vezi, mi-am adus aminte, uitasem. Unde Monica Davidescu va veni și va citi cărți copiilor, care vor fi prezenți acolo. De asemenea, vom avea și un atelier de stimulare senzorială pentru copii. Deci îi vom putea expune la senzații noi. Ne-am organizat mult mai bine. Avem deja 10 voluntari care ne ajută, studenți și elevi din București, care ne vor ajuta pentru organizarea acestor ateliere. Bineînțeles și echipa Activity, care este deja în priză cu tot ce trebuie pregătit pentru sâmbătă. O să fie căsuțe probabil pe acolo, o să poată migra, nu? Cei interesați de la o căsuță la cealaltă și să vadă la ce activități vor la parte. Partenerii noștri de la Roaba de Cultură, care ne-au oferit spațiu, au o pajiște generoasă acolo, unde noi am putut monta 8 corturi, plus momentele de la scenă. Nu știu dacă am zis că vom picta turtă dulce. Deci nu mi-ai zis, și posibilitatea ce să, cei mici să participe la un atelier de pictat turtă dulce. Uite, apropo de asta, mai spune-mi așa de vârste. Vin pici de la câteva luni la câți ani? La... Până la 90 plus. Sigur. Pentru că după amiază avem câțiva artiști care vor cânta pe scenă și atunci cred că vom atinge ușor și vârsta celor mai mari. Așa, iar ca ore așa de desfășurare? Evenimentul începe la ora 10 și se va încheia seara la 19. De asemenea, după amiază va fi și Teo Magic Show, care a avut super mare succes anul trecut. Toți copiii au fost foarte, foarte încântați. Așa că, am încercat să repetăm această experiență, pentru că și noi, cei mari, am fost încântați de momentul lui Teo. Uite, apropo de joacă, trebuie să ne povestești de beneficiile ei și de ce sunt indicate, uite, asemenea evenimente copiilor de toate vârstele. Am gândit cumva momentul în iunie, pentru că știam că toată lumea va fi în vacanță și de obicei părinții în vacanță ajung să fie copleșiți, pentru că, ok, s-a terminat școala și suntem cu ei acasă, ce facem, cum le umplem timpul. De asta am și împărțit cumva activitățile părinți și copii. În timp ce copiii stau să se picteze pe față, părinții pot să meargă la dream management și să vorbească despre așteptări și aspirații. Despre joacă este foarte important, unul, că dezvoltă relația copilului, relația părinte-copil, doi, îl expunem, așa cum spuneam, la situații noi, la informații noi, este foarte important, așa cum spuneam, persoanele care vor fi acolo sunt pregătite și au deja experiență în a lucra cu copii și le va fi ușor să-i abordeze, să iasă cumva fiecare din zona de confort și să se expună la cât mai multe lucruri. Vom face și o ștafetă, vom avea un profesor de sport care va organiza o ștafetă sportivă cu cei mici, astfel încât să-și consume toată energia și să acoperim cumva cât mai multe paliere. Și să adormă bine, cred că la 20 sunt toți în pat după asemenea zi. E, uite, și vreau să mai abordăm așa ceva interesant, pentru că în acești 2 ani copiii nu prea au avut parte de socializare, i-am ținut mai mult lângă noi din diverse motive, în principal pentru că a fost pandemie. Cât este de important să începem să-i ducem ușurel la astfel de activități?
Este foarte important această expunere, pentru că le oferă cumva curaj. Da? În momentul în care ei intră în contact cu situații diverse, plăcute, mai puțin plăcute, ei cresc, se dezvoltă și atunci au nevoie să fie expuși cât mai mult. Mi s-a întâmplat des să aud copii care nu au fost în viața lor cu troleibuzul, nu au fost cu mașina, cu metrou. Da. Da? Este foarte important să expunem la tot felul de situații, să intre în contact cu lumea reală din jurul lor, să renunțe cumva la telefon, la stat în casă și să-i scoată cât mai mult în mediul natural, spunem noi. Pentru cei foarte micuți, uite, să zicem până în 2 ani, cum să avem grijă astfel încât să nu îi suprastimulăm? Că da, e minunat să mergem să facem tot felul de activități, dar la un moment dat se vor simți copleșiți și vor reacționa. Aici este foarte important să, întotdeauna spun și colegilor mei, psihologi, dar și părinților, să urmărim fața copilului. Așa. În momentul în care el nu mai simte plăcere și deja devine crispat și nu-i place, să ne oprim. Chiar dacă în mintea noastră este că el simte plăcere, fun, da, e fun, pentru mine e distractiv, pentru el s-ar putea să nu fie distractiv și e foarte important să opresc. Pentru că acel stimul cumva în timp poate să ajungă un stimul neplăcut, pentru că el asociază senzația lui de teamă, de frică, de neplăcere cu acel stimul. Și când va vedea, ok, urmează să mă ridice, eu deja mă strâng tot pentru că mi este teamă și pentru că mi-e frică. Eu cunosc o mămică ce îi urmărea foarte bine, să zic așa, expresiile copilului și pleca de la locul respectiv exact înainte să facă vreun tantru. Da, aici e cu du-te vino, așa. Pentru că noi vorbeam de stimulare, da, unde încercăm să-i forțăm cumva să accepte anumit stimul și ceea ce este ok, să o facem treptat și până într-un anumit punct, dar nu vorbim de, nu știu, de evitat anumite situații în care ei pot reacționa cumva, pot avea o criză de furie. În situația aceasta, mie mi se pare cumva ca părinți că ascundem lucrurile, da? Știu că urmează să facă o criză și atunci eu evit, în loc să-l obișnuiesc cu acea situație și el, nu știu, să încerce să respire corect, să se liniștească, da, și să se apropie cumva de zona de disconfort, da, de stimulul care îi creează neplăcere, îl iau foarte ușor. Da? Dar din punct de vedere emoțional, copilul rămâne cumva nedezvoltat vis-a-vis de relația aceea. Și atunci este important ca eu să apăs acele butoane și să expun copilul, așa cum spunea și mai devreme, la situații neplăcute, chiar dacă asta înseamnă o criză de plâns sau o criză de furie. Uite, tot este vară, probabil că mulți părinți se întreabă, eu ce fac vara asta cu cel mic, că va trebui să stea mai mult acasă, ok, pleci în vacanță, cât pleci, o săptămână, două, dar în rest stai cu el. Ce alte activități sunt benefice pentru ei vara? Aici este foarte important cumva să stabilim clar o rutină, copiii au nevoie de program, de rutină, să le fie foarte clar ce urmează să se întâmple în fiecare moment, pentru că ei vin cumva de la școală sau de la grădință unde există deja o rutină. Da, știu copii care nu mâncau dimineața, dar pentru că la grădință sunt obișnuiți să mănânce dimineața la 8 și jumătate, acasă, în vacanță, când se trezesc, li se face foame și vor să mănânce dimineața. Ceea ce înseamnă că noi, ca părinți, va trebui să preluăm o parte din aceste rutine, somnul, mesele și așa mai departe. Printre acestea este foarte important, pentru că e și vremea bună acum, să ieșim cât se poate de mult afară. Eu țin foarte mult la acest aspect, pentru că mă interesează să ne recorectăm, conectăm cumva cu natura. Uite, și cu mediul natural. Paranteză, pentru că vreau să te întreb de ce e atât de important să stea copilul afară și sunt și grădinițe care adoptă acest sistem, adică îi țin în curte, copiii se distrează, nu știu ce mai fac ei pe acolo și merg pe această idee. Cum e modelul danez, probabil, cumva și îi țin afară și iarna, și toamna, și primăvara, nu contează. Pentru că ei sunt expuși la stimul și la senzații noi. Chiar vedeam un filmuleț acum pe rețelele de socializare recent, cu o grădiniță în care exista o zonă cu nisip și pentru că a plouat, zona aceea cu nisip s-a inundat și a fost foarte multă apă și toți copiii săreau acolo în apă. Ceea ce mi s-a părut foarte fain, pentru că noi avem tendința cumva... Nu cumva să las copilul, să nu se ude, Mi se pare foarte important cumva, cum spuneau bătrânii, să îi călim, dar călitul acesta înseamnă de fapt să învățăm cu stimul. Apă, nisip, noroi și așa mai departe, lucruri care pentru noi cumva erau firești înainte. Da? Acum nu, ni se pare că răcesc mult mai des, că se îmbolnăvesc, nu știu, că li se întâmplă tot felul de lucruri, dar acum cred că toate lucrurile acestea se întâmplă și pentru că noi suntem hiperprotectivi și nu îi mai expunem la aceste senzații. Da? Aseară sau altă seară, când mă întorceam de la gimnastică cu cea mică, deși era în sandale, îi făcea plăcere să sară în băltoacele care au rămas în urma ploii. Ok, nu făcea plăcere, dar știam că pentru ea este o senzație, că este important, că s-ar putea să nu se mai lovească prea curând, poate că adult își va dori să facă
treaba asta și nu va putea. Și, n-o să poată, și atunci este foarte important să îi lăsăm să treacă prin toate lucrurile acestea. Deci în vara aceasta stăm cât mai mult afară, da? Petrecem în aer liber, nu știu, înălțăm zmeie sau mai știu eu ce facem, da? Mai mergem și la țară dacă avem rude, important să intrăm în contact și cu lumea asta, mergem mai ieșim un pic din oraș, mai mergem la o fermă sau mai mergem în afara Bucureștiului. Da, sigur, să mergem desculți, cum spuneam, să ne conectăm cu natura. Uite, de ce sunt așa de importante experiențele astea senzoriale, începând chiar de la cea mai mică vârstă? Spuneați că aveți și voi activități. Da, pentru că ajungem cumva, sau sunt situații în care copiii ajung să nu suporte anumite texturi. Da, sunt copii care își dau jos bluza fie pentru că este prea strâmtă, fie care eticheta nu știu cum și așa mai departe. Pentru că de-a lungul timpului el nu a fost expus, nu i s-a făcut masaj, nu a fost lăsat să stea în iarbă de sculți. Dar sunt copii care se gâdilă și nu pot călca pe iarbă de sculți, da? Pentru că nu au trăit niciodată senzația aceea. Și atunci este foarte important să expunem la toate lucrurile acestea, pentru că creierul nostru se hrănește pornind de la aceste experiențe senzoriale. Ar fi drăguț dacă am sta, uite, la o curte să le creăm așa niște panouri, le punem acolo niște pietricele, niște nisip, iarbă, apă. Sigur. Nisip, da? Ce putem? Da. Avem și noi un colțișor. Vom avea și noi ceva asemănător, dar nu vom avea neapărat panouri, dar vom avea diverse materiale prin care încercăm să expunem la cât mai multe senzații. Andrei, îți mulțumim tare mult pentru veștile bune. Gata, ne-am făcut planul pentru weekend. Așteptăm. Venim acolo să ne distrăm la Ziua Familiei Active și te mai așteptăm cu drag, ca de fiecare dată aici. Mare între drag, prieteni. Mulțumim. Dragii mei, luăm o scurtă pauză și revenim aici între prieteni.